Am lucrat și în chirii, am stat în frizerie, în vale, am mai avut, am lucrat și la stăpân, adică cât mai greu, când plângeai, când te ridicai, când te sculai, când așa am mers, adică până m-am hotărât că trebuie să fac ceva. Am fost psihotare vreo 3 luni de zile, am văzut că nu e a meu, de asta și am venit, am împrumutat bani, am luat credit, am deschis a meu și deja lucrăm.